Bă, vă plac salatele cu ton. Ia, astăzi fac o salată cu ton. Aici am fiert 5 cartofi, așa, nu prea mari. Le-am tăiat mărunt. Am 3 ouă fierte. Le pun acolo. Sunt așa tăiate mărunt. Am 200 de grame de ton. L-am desfăcut bine, deci 200 am aici. Așa. Am o ceapă, o ceapă roșie și măsline, măsline negre tăiate așa felii. Și o să pun un pic de piper, un pic de sare, puțină, și maioneza de avocado care am făcut-o. Le-am amestecat toate bine acolo, așa am pus sare, piper. Și acum pun maioneza. Cred că o să pun toată, că e multă compoziție. Să vedem. Așa. Și eu delicios, foarte bună. Stă și mai multe zile în frigider. Sănătoasă, e post. Fac repede astăzi o salată de orez, am fiert orezul, e un orez special pentru salata asta. Pun ardei roșu, verde și ceapă, am tăiat. Aici am boabe de porumb, am câteva boabe de mazăre, punem sare, sare, piper sau ce condimente vă place vouă și eu să-i pun caracatiță. Dacă nu vreți să-i puneți, puteți pune piept de pui, piept de curcan, piept de sau orice altfel de carne. Eu o să-i pun de ăsta caracatița și eu o bag la frigider până la amiază. Super bună! Vă pup, o zi faină! Când vii de pe afară mult de foame, și nu vrei să mănânci porcării, m-am apucat și a fac o salată. Uite, am pus cale, am luat cale, varză de asta creață, am pus un pic de spanac, un pic de ceapă, avocado, pun niște ardei verde, pun o roșie, un pic de brânză, de capră, de capră brânzuța, și niște afine, mi-mi place așa. Salată cu afine, un pic de sare. Așa. Și o să-i pun 3-4 curmale și un pic de șuncă de asta. Da, trecem pe verde. Ia să vedem, sunt bune curmalele. Am cumpărat astăzi o cutie de asta. Bună. Azi mi-am făcut o salată. Am pus salată, am pus un avocado, o roșie, un pic de castravete, pun câțiva creveți, super buni, miroasă, un pic de susan, câteva nuci caju, așa, câteva, și salsa de soia. Și bună, tare! Foarte bună! Facem o salată astăzi, că e tare cald afară. Uite, am pus un măr, am pus un ou fiert, am pus ceapă roșie, am pus un avocado și orice, nu știu cum se cheamă, m-am uitat în Google și scrie, se cheamă canonigos aici, în spaniolă, și îmi punea canoane. Canoane, nu știu. Și pun un pic de somon, de ăsta fumat. Așa. Pun un pic de brânzică de capră, câteva cubulețe, așa, și pun niște, un mix de asta cu nuci, cu migdale, cu stafide și un pic de ulei de măsline și un pic de lămâie, sare nu, cum că e sărată și brânza și somonul. Și poftă bună!
Când ajungi acasă mor de foame și nu știi ce să mănânci. Am tăiat o roșie, puțin ardei verde, avocado, porumb, prânzică proaspătă, câțiva castraveți, câteva stafide și mirișoare, două linguri de iaurt, puțin ulei de nuci, am cumpărat să văd cum e gustul, și puțin pătrunjel și busuioc. Bunătatea de pe lume.